Președintele Klaus Iohannis nu este mulțumit de executivul condus de Dacian Cioloș. Iohannis a spus că acesta nu este guvernul său și a fost doar o soluție pentru alegerile din toamna acestui an. Sunt lucruri care mă nemulțumesc la acest guvern, dar nu toate se rezolvă pe scena publică. Unii au vorbit despre acest guvern ca și cum ar fi al meu. Nu e guvernul meu. Acest guvern a fost o soluție până la alegerile din toamna acestui an, generată de o situație de criză. Șeful statului a criticat pentru prima oară guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Iohannis susține însă că vremea în care președintele lua locul premierului a trecut, dar că va interveni în calitate de mediator atunci când este cazul. Iohannis le-a răspuns și celor care vor plecarea sa de la Cotroceni. Mă uit cu un oarecare amuzament la aceia care, neavând teme de atac consistente, parazitează dezbaterea publică, prezicându-mi un final anticipat al mandatului. Eu le spun de pe acum să nu-și facă iluzii și să nu mizeze pe așa ceva. Președintele a mai spus că a încercat ca până acum să evite conflictele, dar că acest lucru nu poate fi considerat o absență a sa din arena politică. Am preferat, pentru a nu deschide fronturi și falii, pentru a nu genera tensiuni de la nivelul funcției prezidențiale, să las de la mine, cum se spune, și să nu răspund provocărilor.